Mai mult de 120 de pompieri au luptat timp de 3 ore cu un incendiu care s-a declanșat într-un turn de 21 de etaje în plin centrul Londrei, în apropiere de cartierul financiar al orașului. Going 20 de camioane și mai mult de 125 de pompieri au fost desfășurați la fața locului, iar aproximativ 60 de persoane au fost evacuate. Clădirea, care are apartamente și birouri, după declanșarea incendiului la etajul 17, focul răspândindu-se la balcoanele de la etajele 18 și 19. Pompierii au primit mai mult de 50 de apeluri imediat după izbucnirea incendiului, potrivit comandantului Chris Jenner de la Departamentul de Pompieri din Londra. O scară de 64 de metri a fost desfășurată pentru a stinge focul din exteriorul clădirii. Cauzele incendiului nu se cunosc deocamdată. În iunie 2017, incendiul de la turnul Grenfell în vestul Londrei a provocat moartea a 71 de persoane, între care un bebeluș născut mort după ce clădirea de 24 de etaje a luat foc ca o torță, incendiul pornind de la un congelator defect care s-a propagat cu mare viteză.